o altă perspectivă. Cuvinte importante. Partea a doua. Știe Dumnezeu totul despre cuvintele noastre? Audă El tot? Cunoaște El tot? Ascultați ce spune acest psalm 139, 3 cu versetul 4. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Da, Dumnezeu știe totul. Este un gând solemn. Suntem noi gata să primim evaluarea înfricoșătoare a acelei zile? Suntem noi gata pentru a fi cântăriți în balanță? O, atunci ne vom dori să mai avem măcar puțin timp prețios pentru a ne comporta mai bine, pentru a fi mai grijulii, mai atenți, mai prevăzători. Și atunci, cum poate cineva să vorbească mereu doar ce trebuie? Aceasta este o întrebare importantă, iar răspunsul ne stă la îndemână. Având gândurile direcționate pe canalul potrivit, David a înțeles acest aspect, căci el se ruga. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne. Dacă gândurile noastre sunt ceea ce trebuie să fie, va fi ușor și natural ca și vorbirea noastră să fie cea care se cuvine. Citim în Isaia 55:7 să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Ce gânduri ar trebui noi să avem? Ar trebui să căutăm să avem gândurile și căile în acord cu gândurile și căile și lucrările lui Dumnezeu. Necesitatea acestui lucru apare mai evidentă când citim gândurile rele sunt urâte Domnului. Proverbe 15:26. De asemenea, gândul celui nebun nu este decât păcat. Proverbe 24:9. Și mai departe citim că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Eclesiastul 12:14. Concluzia din toate aceste texte este că Dumnezeu ne va considera responsabili pentru cuvintele și pentru gândurile noastre și fiindcă așa stau lucrurile, este necesar să ne controlăm gândurile, îndreptându-le pe canalul potrivit. Cum putem face aceasta? Prin punerea și puterea voinței. Pentru acest motiv, a dat Dumnezeu voință omului. Dacă mintea este plină de gânduri deșarte sau de gânduri rele, alungă-le. În puterea lui Dumnezeu, revină la gânduri bune și rămâi la ele. Și ca să avem lucruri mai bune, asupra cărora să ne oprim, este nevoie să studiem Biblia mai mult și tot mai mult, să ne umplem mintea cu lucrurile duhovnicești, să studiem lucrările lui Dumnezeu. Cu multă rugăciune, gândurile, cuvintele, acțiunile și viața pot fi controlate și aduse în armonie cu voia divină. Dumnezeu îi va ajuta pe cei care se ajută singuri. Să ascultăm din nou ce zice David. Mă gândesc adânc la poruncile tale. Psalm 119:15. Vreau să păzesc orânduirile tale. 119:8. Te voi lăuda. 119:7. Mă desfăt în orânduirile tale. 119:16. Astfel, el activează puterea voinței. Își exprimă intenția. Ce mi iese din gură, aceea și gândesc. 17:3. Voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâuguri. 39:1. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. 49:3. Gura mea te laudă. 63:5. Cei care vor fi victorioși asupra puterilor întunericului în ultima mare bătălie vor fi obținut biruința și asupra acestui mare rău. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Apocalipsa 14:5. Dragi tineri, noi avem o lucrare de făcut. Marele nostru exemplu a fost fără păcat și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Isaia 53:9. El n-a făcut păcat și în gura lui
nu s-a găsit vicleșug. 1 Petru 2,22. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2,6. Deoarece trebuie să fim găsiți trăind cum a trăit el, nu avem timp de pierdut. Eternitatea se află chiar înaintea noastră. Dar vom intra în ea? Cine va putea să suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile demidovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui. Psalm 24, cu versetele 3 la 5. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!